Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou episod de Newcraft. Astăzi vom face foarte, foarte multe lucruri pe Newcraft. Ca de obicei, deja v-ați obișnuit cu foarte multe chestii, cu mobi, iteme și așa mai departe. Vom captura un nou mob, o să fie foarte, foarte tare, credeți-mă. Și la final vom avea și o surpriză. Ei bine, știți că am descoperit Nether-ul, am văzut pe acolo care este situația, ne-am mai făcut niște iteme una alta, dar am găsit un mob pe care nu l-am explorat. Practic este un mob care, să zicem așa, este mai interesant față de restul, un mob care o să ne ajute și practic putem să-l capturăm să fie mobul nostru. Nu știu care e faza, dacă putem să-l aducem în overworld, o să încercăm acest lucru, asta vom face acest episod și acesta este mobul. Trebuie să lăsați aici un like pentru acest mob warped. Toad, așa se numește, este un fel de broscoi, cum ar veni, un broscoi de Nether. Să strângem cât mai multe like-uri, să postăm din Newcraft, toată lumea vrea episoade din Newcraft și eu vreau multe like-uri la Newcraft, dacă încă vă place, pentru că avem foarte, foarte multe lucruri de făcut aici. Deci, pe lângă acest Warp Toad, pe care o să-l prindem astăzi, unde e că deja l-am pierdut. Deja l-am pierdut și nici măcar n-am mers după el. Ok, acesta poate să fie îmblânzit și am fost să iau special Crimson Mosquito Larva. Vedeți aici că am luat chestia asta și nu mai țin minte dacă v-am arătat episodul trecut sau când am fost în Nether. Avem un ăsta, un Drop Bear Claw. Știți urșii aia care nu sunt panda din Nether, care stăteau pe tavan? Ei bine, aceia dropau chestia asta. Ok, și o să ziceți, bă, ce fac eu cu chestia asta care nici măcar nu știu ce nume să-i zic. Ei bine, dacă faci o poțiune cu ea, o să ne dea o mega super putere. Haideți să vă arăt aici, punem chestia asta aici și mai avem nevoie de un blaze. Spune-mi, te rog, că am un blaze pe aici. Wow, fix un blaze avem, bro. Bă, deci fix un blaze avem. Ok, hai să punem blaze-ul ăsta și haideți să vedeți cât de tare e poțiunea asta. Efectiv e una dintre cele mai OP poțiuni pe care putem să le facem cu acest mob de Alex Mobs. Până se face poțiunea, vreau să mă duc repede la Enchanting Table, mai exact la Anvil, și o să punem un name tag. Nu o să vă arăt care este name tag-ul, dar o să-l folosim la finalul episodului și credeți-mă că merită. Am redenumit acolo foarte, foarte rapid name tag-ul. Nu o să vă arăt numele pentru că o să vă prindeți, dar cred că s-a făcut poțiunea. Ia să vedem, mă, poțiunea asta și... Ia vedeți poțiunea asta, Clinging. Așa se numește, bum, bum, bum. Avem 3 d-astea, foarte, foarte drăguțe. Și cred că putem să mergem în Nether. Ne echipăm aici foarte, foarte frumos. Avem și grappling hook-ul acesta, pe care îl avem de la domnul Zasami. Să zicem așa, îl avem împrumut. Și putem să mergem să facem treaba pe care ne-o dorim în Nether. Adică o să mergem să căutăm forestul acela albastru plus noul mob. Și acum sigur o să vă întrebați, bă, dar ce face poțiunea asta, Sine? Ok, ai făcut-o. Și ce? Ce face poțiunea asta? Nu înțeleg, nu înțelegeți nimica probabil. Ea mă, are Dani ceva la magazinul ăsta interesant? Că bă, nu știu, adică are ceva așa care merită cumpărat? Are d-astea, ok. Și el parcă a zis 2 diamante orice slot. Mamă, dar nu mai avem diamante, bro. Ok, asta e o mică problemă. Bă, cine a scris aici Sinerie Noob? Bă, a scris cineva Sinerie Noob? Silent e noob. Ok, nu știu cine mi-a scris acolo, dar nu vreau sign. Bă, nu vreau sign. Bun. Și hai să bem o poțiune, să vedem care este situația cu această poțiune. Am băgat o poțiune de asta super super șmecheră și hai să vedem care este situația și o să ziceți, bă, nu e nimic diferit. Bă, e diferit, boys. Ia uitați-vă, mergem pe tavan, efectiv. Mergem pe tavan. Ia ziceți voi de poțiunea asta, cât de tare. Practic l-am omorât pe Georgica. Mamă, n-am făcut bine. Ok, era să morim. Bă, care trage mine? Bă. L-am omorât pe Georgica, la care practic se ținea de tavan. Și e bine, ne ține și noi de tavan. Hai să ne ducem așa în sus. Bam. Și cred că... Au, ok. Cred că o să mor în felul ăsta. Oricum avem și grappling hook-ul, ne mișcăm destul de repede. Acum toată șmecheria este să căutăm practic biome-ul acela albastru. Ia să ne ducem noi.
Gata, gata, mergem pe tavan, mergem pe tavan. Foarte tare chestia asta. Dați o notă la treaba asta. Nu știu, mi se pare genial. Efectiv, e genial pentru mine. Faza e că nu durează atât de mult, durează 3 minute. Poate puteam să facem... Bă, s-a pus ăsta. Stai să las puțin să mă sugăm. Gata, m-a subt, ok. Și putem să-l omorâm, să ne dea blood sec-ul acesta. Deci este numai bine. Hai să mergem și noi pe aici. Căutăm biome-ul ăla șmecher. Ne mai ducem cu grappling hook-ul, că... Da, e cam jale pe aici cu terenul. Bă, nu știu cine a făcut Bă, am picat în lavă. Nu știu cine a făcut portalul ăsta aici, habar n-am. Nu suntem foarte, foarte departe de portalul normal. Am luat-o în altă direcție, dar am găsit acest biome. Cred că în biome-ul ăsta, nu? Cred că în biome-ul ăsta. Hai să reverificăm ca să fim siguri. Bă, oricum, broasca e albastră, deci warp toad. Deci ar trebui să fie... Warped Forest. Ia să vedem în ce suntem noi acum. Warped Forest. Deci suntem bine. Trebuie doar acum să așteptăm să se spawneze. Până atunci cred că mai batem niște endermeni. Mai așteptăm și noi puțin pe aici. Că, na, nu cred că o să se spawneze din prima totuși. Hopa! Ia uite ce am găsit! Bă, nu sări lavă! Nu! Treci în coa! Nu! Ia, poate vine înapoi! Bă, de stau pe lângă lavă. Mamă, fac un sunet super dubios. Sau de... Mamă, ce m-am speriat de crocodilozaurul ăsta. Ptaoleu, l-am mai bătut de atâtea ori. Vino-n coacă, nu-mi faci nimic. Ăsta nu-mi face efectiv nimic. Și pot să-l bat din două hituri. Dar m-am speriat că sare random așa pe tine. Îți dă doar bone-uri. Bă, cum fac eu rost de larva aia? Nu de larvă, de broscuța asta care s-a băgat în lavă. De ce s-a băgat în lavă, gen? Da, și nu e nici lângă noi. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar tot așa, în episoadele trecute ne-am bătut cu un mob. Nu mai țin minte ce mob ne dădea dintele ăsta. Chiar nu mai știu ce mob ni-l dădea. Adică, cred că... Bone Serpent. Cred că ăsta de sare pe noi, nu? Cred că ceva de genul ăsta. Ăsta ne dă bone-ul. E bine, am făcut și o poțiune. Am uitat să vă arăt că am făcut o poțiune de Lava Vision. Practic, dacă ai bone-ul ăsta, cum ar veni, Bone Serpent-ul, poți să faci o poțiune care te lasă să vezi prin lavă cum ar veni. Nu e wow, nu vă gândiți că e wow, dar dacă o bem, boom, putem să vedem Uite broasca. Uite broasca. Vino cu a. Mamă, ce mergea un fire resistance, ești nebun. Uite broasca. Ok, hai să vedem, ne apropiem încet de ea. Poate o vrăjim cumva să vină spre noi. Uite-o, frate, unde stă ea și nu vine la mine. Ia uite-o. Ia, vino cu a. Ia. Miroase ea ceva. Bă! Nu. Ok, nu sunt deloc bine. Ai, tare că dacă ai și fire resistance, nu mi-am făcut fire resistance, ăsta chiar am uitat să-l fac. Dacă îți faci fire resistance, chiar poți să te bagi, nu știu, în lavă dacă chiar vrei. Hai să luăm arcul, dacă mai trage barbașanul ăla după noi. Sunt două! What? Sunt două, eu acum am văzut. Stai așa că am picat în lavă, sperăm că nu murim, gen. Deci sunt două, una acolo și mai era una mai în parte. Uite, sunt două, dar cum le facem să vină la noi, gen? Ia că vine. Haide, mă. Let's go. It's Wednesday. What? Ok, putem să luăm o mână? Is following. Gata. Is following. Pe aia nu cred că mai putem să o prindem. Mai am doar o de-asta. Vino încoace, bruscoiule. Vino încoace că... Mamă, ce am stat după tine. Ia uite-l. Bruscoiu. O să-i dăm numele Pepe. O să aflați de ce. Broscoiu Pepe is staying, deci îl punem jos. Deci este un mob practic pe care putem să-l îmblânzim. Îl punem jos. Ok, following. Și cum? Putem să-l luăm și pe sus. Deci putem să-l luăm și pe sus, ceea ce o să fie foarte, foarte bine. Dar cum îl călărim, gen? Cum îl călărim? Nu înțeleg. Cum? Poate ne trebuie un saddle. Ia uite-o, bă, ce fuge, trece în coacă. Am niște planuri cu tine, gen. Chiar am niște planuri cu ea. Vreau să o duc până undeva. Pentru că ea
este foarte, foarte bun. El e practic un el, nu e o ea. Este foarte, foarte bun la prins muște. Știți cu toții că broaștele astea sunt sunt bine pe muște, adică o să vedeți imediat. Și trebuie să găsim un moschito de ăla. Hai să vedem dacă găsim. Bă, uite încă o broască aici. Ia să vedem, poate o luăm și pe asta. Ia vin cu a. Broscăile. Brășcăile, treci cu a. Am doar una, dar știi ce? Na, ne încercăm norocul până la urmă. Poate chiar facem rost de două. Cum ar fi să facem rost de două? Uite-l. No, doar atât am avut. N-am putut să fac mai multe. Avem unul. Avem deja unul. Dacă luam mai multe nu mai era la fel. O să-i dăm following să vină după noi și ar trebui să se țină după noi cât de cât. Nu știu dacă ne apără. Hai că sunt curios dacă ne apără. Ia, fii atent. Da, mă, ia uite cine apără. Dă-i. Bă, dar mi-e să nu moară. Dă-i. Bă, asta moare dacă o mai las așa. Wow. Stai așa să-l baci pe ăsta. Deci ne apără practic. Asta e foarte, foarte tare. Dar cu ce o hrănim? Îi dăm o de-asta roșie. Păi cred că nebunește dacă îi dau o de-asta roșie. Cred că doar cu muște se hrănește. Hai să căutăm niște muște. Ia, ia uite ce vânează. S-a pus pe mine, bă, ajutor, broscoi. Și uite ce le vânează. Deci cam asta e, nu știu să zic. A mâncat-o de-asta. Lol, ia, sau am luat-o eu. Putem să-i dăm asta să mănânce? Ia să vedem, îi place sau nu-i place. Bă, nu cred că îi place. Cred că vrea altceva. Cred că vrea Crimson Mosquito Larva, care se face mult mai greu. Deci ce am avut noi nu se face chiar din asta. Și sper să nu moară, gen. Cred că mai bine mă duc cu el acasă, pentru că e destul de periculos pe aici prin Nether. Ia să luăm noi grappling hook-ul, să ne deplasăm mai ușor. Și practic asta se ține după noi. Ăsta ne se ține după noi. Bă, îmi place, chiar e un mob interesant să zic așa, chiar e un mob foarte, foarte interesant. Ok, portalul e încolo, am luat-o în direcția greșită. Hai că am ajuns și la magazinul lui Dani, vino coace, că am ceva special pentru tine. Deci vreau să te duc acasă, vino. Hai să vedem, pentru că broscoiu poate nota în lavă, dar și în apă. Ok, hai să luăm pe sus, mergem cu el în Overworld. N-a fost nimeni cu un mob de genul în Overworld. O să fie pentru prima dată. Și hai să vedem dacă se întâmplă ceva cu el. Ok, momentan nimic, adică pare ok. Și vreau să mă duc să-l pun aproape de apă. Practic, el o să stea în lacul din jurul insulei noastre, râu, lac, ce-o fi el. Ok, hai să-l punem aici și să vedem dacă îi place și apa. Ia să vedem dacă este confortabil și cu apița. Ia să vedem. Bă, fă-ți de cap. Uite mă că noată. Ia uite ce noată el, bă. Uite ce noată. Sunt curios dacă se bate cu, nu știu, squidurile sau cu ceva. Uite, noată normal, gen. Wow, o noată pur și simplu normal. Zici că e un peștiuc așa mai mare. Mă rog, ce peștiuc, că e editat mai broscoi. Ești nebun? Bun, domnul broscoi, hai să dau un nou în cap. I-am dat cu un cap. Avem ceva special pentru tine, domnul broscoi, pentru că e un secret așa, să zicem așa. Vino cu acest domnul broscoi, vreau să-ți dau ceva. O să-i dăm following. Vino după noi puțin, pentru că vreau să-ți arăt ceva. E cea mai genială chestie, efectiv. Știți că Sammy are un ornitoring și a pus numele Peri și gen a devenit Peri Ornitorincu. Ei bine, dacă îi punem la broscoi numele Pepe, toată lumea știe mimurile cu Pepe. Și de nu le știți, tot ați văzut măcar o dată pe Pepe și o să-l recunoașteți. Toată lumea știe mimurile cu broscoiul. Dacă îi punem numele Pepe, o să se transforme în El Pepe. Uitați-vă la el, bro. Uite-te cum arată. Wow, și așa o să arate broscoiul nostru. Bă, arată mult mai bine. Dați o notă la noul costum al broscoiului. El este Pepe. Avem practic un meme în Minecraft, cum ar veni. Pepe is following. Pepe este broscoiul. Mamă, e la cravată. What? E la cravată, domnul Pepe. Mamă, cât de tare. Dați-o cu Pepe. Bă, ratonașilor, vă rog eu frumos să nu vă bateți cu Pepe, că vedeți că e forțos. O să lăsăm pe Pepe să se plimbe pe aici, să-și facă de cap, o să fie foarte, foarte tare. Bă,
Cred că l-aș pune și pe un bambus de la bambus. Stai să vedem cum făceam chestia aia cu bambus. Stai să caut. Oh, ne trebuie 3 bambus ca să facem un flaut. Nu mai țin aminte cum se numește. Avem aici bambus gârlă, gen nu o să fie problemă de treaba asta. Și vreau să-l pun eu pe un flaut, practic să avem acces la el oricând. Și când plecăm, bam bam bam, am nevoie de pepe, mi se face dor de pepe, bam. L-am strigat aici, ceea ce este foarte, foarte tare. O să pun flautul aici în ghiozdănelul ăsta cum ar veni. L-avem pe Pepe și este super, super tare. Pepe se distrează pe acolo, ia uite ce noată. Bă, tare rău, eu sper că v-a plăcut episodul. A fost un episod foarte, foarte interesant cu El Pepe. L-am găsit pe Pepe Minecraft. Eu zic că e foarte, foarte tare. Da, sper că v-a plăcut episodul. Băgați un like acolo, eu am fost Inner. Și să aveți o zi minunată în continuare. Pa, pa!